prieteni. Începem un nou vlog. Și probabil ultimul de aici din Italia. Oh yeah. Da, astăzi e vineri 14 iunie și noi marți, data de 18 iunie avem zborul. Avem zborul. Azi ne-am trezit ca două vineri, ca două persoane fără șumeri, muncă. Fără muncă, libere de toate. Nu a sunat alarma, nu a sunat nimeni. Straniu pentru noi. Și chiar acum ne-a apucat ora 12 și noi încep să mâncăm. Nu știu, asta e atât de straniu. Doi oameni lenoși. Doi lenoși. Ne-au mai rămas câteva ticketuri. Eu de la muncă am ticketuri de mâncare, bonuri de mâncare și mergem să le cheltuim și pe astea. Cât da. Reușim, bineînțeles. Da, următoarele zile sperăm să le dăm gata pe toate. Mai încolo, probabil în partea a doua zile, o să mergem și o să căutăm adaptatoare pentru brizele europene la cele nord-americane, la cele canadiene. Fiindcă, mă rog, noi nu luăm mari lucruri, electrocasnice nu luăm, dar pentru telefon și pentru computer, da, probabil o să trebuiască să căutăm măcar vreo două. Da, prețurile în jur de 10 euro, găsim? Da, în jur de 10 euro. Acum o să vă arătăm, o să vă punem niște imagini de aici la Torino, facem niște videouri de aici cu poate munții, cu orașul. Enjoy! Nu știu, trebuie să mergem să mai întrebăm cineva. Nu, trebuie să mergem. Nord-american. Dar nu întreb mă așa. Nu așa? Nu, trebuie să zidem așa. Britanie. Ne arată și Transformers s-a luat aici. Da, are două prize USB și un transformer cu 3 countries to the world. Hai, încă și aici o să folosim. Aici toate intrările posibile. Da, și 3 USA, Australian, da, tipuri de prize. English, UK, da, UK și Europe. And European. Da, e bun. Și cât costă principalul? 15 euro. Ok. Yep. Prieteni, vlogul continuă. Nu trageți atenție mare la fața mea. Eu cu Gheorghe ieri am fost la o întâlnire cu niște prieteni, o întâlnire de rămas bun și cam așa arătăm noi a doua zi, dacă nu el un pic mai... Însă m-am conectat fiindcă vreau să vă arăt, am făcut câteva poze, câteva filmări cu banii canadieni. Am fost la bancă, am cerut băncii noastre vreo săptămână în urmă să ne aducă o anumită sumă de bani canadieni. Am schimbat din euro și când i-am luat am avut așa o surpriză interesantă, fiindcă banii s-au dovedit, nu știu, interesanți, colorați, apropo seamănă cu cei cu bancnotele românești, adică sunt un pic plastificate, se vede prin ei, mi-au plăcut mai mult decât euro, o să vă spun, iată acuși vi-a arăt. Bani canadieni, fix ca și românești, se vede pe întranșe. Prieteni, noi mergem să mâncăm într-un loc preferat, da, mai încolo o să vi-l arătăm, însă ne-am gândit să vă arătăm un pic de imagine, un pic de video din zona Torinului. Lapte de coco! Da, încercăm niște mâncare etnică, care, apropo, Sebi și Shelly nu ne-ați răspuns la telefon, noi am mers fără voi. Îmi pare rău, eu am încercat să vă sun, dar voi dacă sunteți fuduli... Da, însă mâncăm mâncarea care ne-a recomandat-o ei.
intrat în garaj să dea mașina noastră pentru ultima dată, mâine vine să o ia. O, Doamne. Și dor să-mi fie de mașina asta. Dar ai luat toate discurile, ai luat toată muzica de mașină. Da? Ok, sperăm că nouă proprietară să aibă grijă de însă. Biblica. Ta-da! Salut! Azi e luni, astăzi lăsăm apartamentul, dăm la proprietari. Și dăm cheile. Da, și dăm toată căruța asta de chei. Și gândeam înainte de a pleca, vă facem un mic tour. Da, apartamentul era unul mic, 40 de metri pătrați, cam în zona, da, nu chiar centrală Torino, dar într-o zonă bună, parcă era aproape, super fain. Și care sunt viitor de apartament. Gol. Da, totul gol. Tot și vin merge cu noi, ăsta e și vine jos. Da, mulți vă arătăm și valizele. Cam așa arată casa goală, cum o lăsăm la noi proprietari. Aici toate bagajele noastre. Încălțămintea, gențile personale, totul e gol, frigiderul la fel e lăsat deschis. Balconul. Ne rămâne harta. Harta. Și aici la fel tot e gol, tot e liber. Da, sper că cine vine aici să sunt măcar la fel de confortabil când e confortabil să nu sunt noi. Chiar dacă era apartamentul mic, făcea toți banii și era atât de spațios pentru noi. Da, o să ne fie doar de apartamentul ăsta. Și nu știi care să fie nouă nostru apartament? Și cum am ușa zi, turnăm și niște apă? Nu mai pune chetre, El e ud acolo, e încă e ud. Da, da. Săracul Brad. A ajuns acasă, Brad. Nu, nu pune chetre. Nu. Nu, da, ca să udăm. De aia să mă spăl pe mâini. Ce l-ai copășelul? N-am vrut să-l lăsăm la balcon să moară, l-am adus aici, să crească. Da. Las crească mare. Crești și-o mulțești. Eu ați dat o viață mai la... Peste ani când ați venit aici pe casă. Mare și vrăjă. Mare și vrăjă. Asta era brăduț care noi îl folosăm de an nou. Da. Ultimul an, sperea el. Bazonul care era? Ce-am? Hai să vizităm satul San Michele. Ha. Cameraman? Da tu? E des să faci ce? Nu? Bye-bye.